Bună ziua! Titlul editorialului de astăzi este Pupă-l, bă! Când am văzut recentele fotografii de la tribuna Parlamentului cu domnul George Simion, liderul de la AUR, ținându-l de după gât, aproape tandru aș spune, pe domnul ministru Virgil Popescu, cu nasurile apropiate, mai să se atingă, cu buzele țuguiate unul către altul, mi-am amintit de câteva scene din copilărie. Când făceam rost de câte 3 lei, în loc să mă duc să-mi cumpăr un plic cu timbre și cu câștiguri, mă duceam și îmi cumpăram bilet la film, la un cel mai mare cinematograf din Brăila, la Republica, astăzi evident devenit sală de nunți, și vedeam un film cu cowboy, bucurându-mă alături de copiii de la bloc, de faptul că personajul cel bun, îmbrăcat al minteri în alb, îl bate măr și îl împușcă pe personajul negativ, îmbrăcat în negru. Sau, în alte rânduri, mama, pentru că n-avea cu cine să mă lase acasă, mă lua cu ea la cinematograf, la câte un film indian, unde plângea de se rupea, sau la câte un film de dragoste cu Bette Davis, unde mai vărsa din când în când câte o lacrimă. În ambele variante, fie cu cowboy, fie de dragoste, în filmul pe care îl vedeam bucuros că puteam să mestec și o ciungă pe care o cumpăram de la intrare, fără excepție, în acțiune exista și o scenă erotică. Scenă erotică care scăpase de foarfecele cenzurii din vremea aceea. De cele mai multe ori, scena era de fapt un sărut nevinovat care pecetluia faptul că totul se încheia cu bine. Era, ca să zic așa, un sfârșit cu happy end. Atunci, de fiecare dată, în întunericul sălii, se auzea cel puțin o voce care striga Pupă, bă! După care urmau inevitabilele hohote de râs ale asistenței și ropotele de aplauze. Când am văzut doar fotografiile cu domnul George Simion și cu domnul Virgil Popescu, repet, doar fotografiile, nu imaginile în mișcare și cu sunet, mi-am spus și eu cu bucurie că ne-am europenizat. Un sărut pasional la tribuna Parlamentului, un sărut românesc ne bagă și pe noi în rândul lumii, așa cum ne-a învățat Europa. Nu neapărat să rămânem gravizi, dar măcar un sărut e altceva. Adică ce? Numai domnul premier luxemburghez Xavier Bettel să se căsătorească cu prietenul său belgian Gauthier Destinei, devenind astfel primul lider european care s-a căsătorit cu un partener de același sex. La noi, în perspectiva trasată de Uniunea Europeană, că bărbații pot să rămână și ei gravizi, să nu avem și noi, dacă nu gravizi, măcar o scenă. Și scena asta, dacă nu la primărie, oficializată cu certificat de căsătorie, măcar în vederea lumii, la tribuna Parlamentului. Curiozitatea însă m-a făcut să mă uit și la imaginile în mișcare, la filmul care avea și sonor. Ardeam de nerăbdare să văd cine anume, dintre cei aflați în Parlament, a strigat văzând această scenă, Pupă-l, bă! Așa cum odinioară se întâmpla în cinematograful Republica, când în bezna sălii, muncitorii de la șantierul naval, oricei de la combinatul chimic care tocmai se deschisese la Brăila, ieșeau la film în urbea mea natală. Aici însă la Parlament, de data asta, aveam și avantajul că era lumină ca ziua și vedeam cine a strigat. Dezamăgire totală. Cei doi îi spuneau cuvinte tandre destul de ciudate și care nu se foloseau pe vremea mea. Hoțule, îi spunea domnul George Simion, ținându-l tandru pe după gât pe domnul Virgil Popescu, care răspundea și dânsul la fel de tandru. Prostule! Mi-am zis că așa or fi vorbele tandre acum.
Dar m-am mirat totuși că nimeni din sală nu strigă: pupă-l, bă! Ce încuiați, ce posați! Să nu strigi tu nimic la o asemenea scenă! Să nu zici tu din sală: pupă-l, bă! Era mai frumos la Republica, la mine, la Brăila, când cowboy-ul, după ce murea câteva minute, de stăteam cu toții cu sufletul la gură, după ce fata scăpată din mâinile ăluia rău, ăla negru, plângea și ea de să rupea pe pieptul ăstuia, după aceea se ridica și scotea din buzunar un dolar, nu o bancnotă, o monedă făcută ferferiță de glonțul care îi scăpase viața. Și dă-i îmbrățișeri și dă-i săruturi. Iar noi, spectatorii, în delir, strigam fericiți: pupă, bă! A doua zi, văzând știrile, mi-am dat seama că nu fusese totuși nimic erotic. Intervenise chiar și procuratura, deși, cel puțin din ce am văzut eu, nu au existat deloc urme de viol și nici sindromul copilului scuturat, pentru bunul motiv că domnul ministru nu mai este nici copil și nici nu l-a scuturat nimeni. Văzând însă acuzația parchetului, nu am fost deloc convins că nu am asistat la o scenă erotică. Domnul George Simion a fost acuzat de, atenție, tulburarea liniștii și ordinii publice. Dacă nu este la mișto acuzația, ca filmul să fie mai palpitant, atunci sigur este comedie în care procurorii sunt personajele de care trebuie să râdem. Cum adică tulburarea liniștii și ordinii publice în Parlament? Păi ce, Parlamentul României este un loc public? Eu știam că este una dintre cele mai bine păzite clădiri din România. Deși se mai întâmplă totuși ca în miez de noapte uneori câte un turist străin beat să mai bântuie pe acolo și să ajungă până la camera munițiilor. În plus, în Parlament cumva trebuie să fie liniște, să nu deranjeze parlamentarii care dorm sau să nu-i trezească din reverie atunci când gândesc pentru binele patriei. Ce? E la muzeu? Chiar dacă unii parlamentari, judecând după inițiativele legislative pe care le-au avut sau liniștea care s-a auzit atunci când au vorbit la tribuna Parlamentului, desigur că par exponate de muzeu. E, dar abia când am văzut comentariile politologilor, ori a specialiștilor de serviciu, reprofilați de la Omicron la tandrețurile parlamentare, mi-am dat seama că nu a fost deloc o scenă erotică, ci o confruntare directă, chiar dacă cei doi au ratat momentul ca să se sărute pe gură. Indignați, suporterii domnului Virgil Simion spun că așa ceva nu este posibil. S-a atins limita de sus a huliganismului, că nu mai poate fi tolerat așa ceva, că trebuie să se ia măsuri drastice. La rândul lor, amuzați, suporterii domnului George Simion spun că nu s-a întâmplat nimic grav. Liderul AUR nu a vrut decât să atragă atenția, desigur într-un mod cu totul original, că ministrul energiei minte și că este un hoț. Iar hoții și mincinoșii trebuie sancționați imediat, chiar și la tribuna Parlamentului. Acum, eu personal nu știu care dintre ei are dreptate. Știu sigur însă că acuzația Parlamentului este ridicolă, iar liderul AUR evident că nu va păți nimic. Iar domnul ministru, dacă cumva s-a speriat, să nu ude cumva cearșafurile noaptea, să scuipe în sân, să-i saie de sperietură. Ca așa se făcea la noi, la Brăila. Însă eu, dacă m-aș fi aflat cumva, din întâmplare, în interiorul Parlamentului și aș fi văzut această scenă, aș fi strigat, ca la mine, la Brăila, la cinematograf, în numele dumneavoastră:
Facturile, bă, că s-a ales praful de liniștea publică.